imagine și de oraș. Aș fi vrut ca chiar ieri să fac acest comentariu în legătură cu Sighișoara ca și oraș turistic. Îmi pare foarte rău că unul încearcă să prezinte Sighișoara ca o groapă de gunoi. Un oraș care e la pământ este zero. Da, au foarte mare dreptate foarte mulți oameni. Sunt foarte multe probleme care trebuie rezolvate. Foarte multe probleme nu s-au rezolvat. Foarte multe probleme nu știu dacă se vor rezolva în viitorul apropiat. Dar în condițiile în care vine directorul Agenției de Dezvoltare Regională și spune că din cei 590.000 de vizitatori care au fost în județul Mureș, 200.000 de turiști au fost în Sighișoara, nu cred că acei turiști au venit să viziteze toată de acolo. Deci să discreditezi, practic, și să arunci în noroi orașul tău până la urmă, la care nu știu cât de mult ai pus umărul, ca să arunci acolo unde trebuie, este jalnic, după părerea mea.